Un frate era pe patul de moarte și a chemat copiii la el. S-a uitat la ei și le-a zis: măi copii, eu n-am avut și nu am să vă las terenuri, case, bani, dar zice, mi-am făcut datoria și față de oamenii din satul meu. Gândiți-vă, omul acesta în satul lui spunea că s-a dus de cel puțin 3 ori la fiecare poartă și la fiecare casă din sat să le spună despre Hristos și despre mântuire. Dar față de voi, le-a spus la copii, am ținut 3 zile de post, postul Esterei, pentru fiecare din voi. V-am luat pe rând. Când o să aveți mari necazuri în viață și mari probleme, rugați-vă și spuneți: Doamne, rugăciunea lui tata care a ajuns înaintea ta în locul preasfânt să vorbească acum și scapă-mă din necazul meu. Zice, eu o să mor, dar rugăciunile și postul rămân înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu.